Salutare, prieteni, am revenit la GSP Live, la pauză. România și Islanda se află la egalitate 0-0 după o primă repriză destul de echilibrată în care ambele echipe au avut șansele lor să marcheze. Am avut și noi câteva ocazii, cea mai mare fiind acolo la devierea, respingerea, să spunem așa, lui Toșca, exact din fața portarului, o minge pe care a trimis-o peste poartă ca un veritabil fundaș. Au avut și islandezii câteva situații, cei drept mingea n-a ajuns până la urmă la Niță, dar au fost câteva situații blocate în ultimul moment de jucătorii noștri. În celălalt meci din grupă care se joacă la această oră, Germania o conduce pe Liechtenstein cu 4-0 la pauză. Germania lider autoritar în grupă. Îl salut din nou pe Iosif Rotariu. Bună seara, salutare! Bună seara, bună! Ați avut dreptate cu un meci echilibrat cu puține goluri și ați mai avut dreptate și cu faptul că s-ar putea decide, că se va decide meciul ăsta din cauza unei erori așa individuale. Au fost câteva erori. Din nefericire pentru noi, dacă e să ne referim la erorile făcute de islandezi, n-am reușit să le fructificăm. Am avut și noi câteva situații. Și dincolo, din fericire pentru noi, la erorile noastre, islandezii n-au fost nici cei mai inspirați. Cum vi s-a părut această primă repriză? Păi, în primul rând, a fost o repriză foarte, foarte echilibrată. Cu un plus de posesie la echipa noastră națională, dar jocul destul de lent, previzibil, cu multe pase statice, cu jucători care nu cer mingea în profunzime și pe undeva erau foarte ușor de contracarat de adversari, care se grupează destul de bine și sunt foarte periculoși la faze de fixe, atât la auturile pe care le aruncă foarte lung și cât și la cornele. Chiar au avut o ocazie foarte mare, eu cred că a fost cea mai mare ocazie a meciului, aceea a fundașului central din minutul 7, 8 sau cât a fost, din 6 metri a islandezilor. Da, după rest, acel corner, da, a rămas nemarcat în careu, în careu de 6 metri. 6 metri, acolo foarte greu să ratezi. Dar fiind fundaș, să mai acceptă la fundaș, să dea peste poartă. Atunci îl iertăm și pe Toșca, că a avut și el o situație bună, s-a ferit așa era cu... Era o poziție foarte grea, dificilă, era portarul acolo, el era cu spatele, a plecat, nu. Dacă ar fi avut... Dacă ar fi avut prezență de spirit, poate să îi așeze cumva mingea lui Chiricheș, care era fix în fața lui, dar probabil că trebuia să fie un jucător ceva mai ofensiv ca să-ți vină ideea asta de a așeza, de a face jumbuș lucruri în care de 6 metri. Toșca da. E un fotbalist defensiv. Da, e o partidă grea, dificilă, am spus de la început și așa va fi până la final. Golul se va înscrie doar din greșeli personale. Se va înscrie vreun gol sau goluri, doar din greșeli. Dar noi, având nevoie de victorie, probabil că vom accelera mai mult în repriza a doua, vom face un pressing mai avansat, vom merge peste ei, dar să nu uităm să fim foarte atenți și la contraatacurile islandezilor, pentru că sunt foarte periculoși și ați văzut că ajung destul de ușor în poziții de finalizare, mai ales la fazele fixe. Să vedem ce spun oamenii care se uită la noi pe Facebook. Valentin ne spune: nu vă supărați, dar asta nu este echipă de mondial. Probabil că din păcate se referă la echipa noastră națională. Dani Cionca: a slăbut joc. Iar Mario: joacă frumos România, sper să dea două în repriza secundă. Mircea Ami: ce meci ăsta, așa se joacă când depinzi doar de tine și ai nevoie de victorie. Iar am văzut aere de super jucători, în special la Giannis, dar asta e. Ovidiu Ovi spune că trebuie băgat neapărat Man. Bine, Man am văzut că nu prea mai joacă pe la Parma, e și criticat de antrenor. Cu Hagi și Alibek niciodată nu câștigi, spune Radu Alexandru. Vasile Dănuț: ar trebui schimbări în atac. Ia să vedem. Marian Steic: a păcat de jocul bun făcut de Tănase. Mă rog, asta e o ironie. Putea să înscrie la cele 5 atingeri de balon pe care le-a avut. Da, Florin Tănase, vorbeam și în timpul meciului cu colegii de aici din redacție, foarte șters, ca să fim așa drăguți după aceste prime 45 de minute. Nu prea l-am văzut. 5 atingeri, exact așa cum zice Marian, care se uită acum la noi.
Cam atâtea cred că au fost. Păi, în primul rând, e un jucător care în ultima perioadă de timp nu este într-o formă extraordinară. Are și această meteahnă de a ține mult de minge, static, de a nu ține mingea în profuzime, în adâncime, doar la picior, și atunci încearcă să scoată om din joc, dar nici de cum în adâncime, în lateral sau în spate. Într-adevăr, a fost o repriză ștearsă făcută de el, dar mai mulți jucători, cei din atac, n-au creat, n-au avut decât niște, hai să zic, o fază foarte frumoasă când Răzvan Marin, la cele 3-4-1-2, combinația a ajuns de-a dată cu interiorul la poartă. În rest, foarte, foarte puțin. Nu există agresivitate. Nu știu, trebuie ceva schimbat. Probabil că în repriza a doua vor fi și alți jucători în teren. Nu știu dacă de la început, dar cu siguranță, jucători care au un plus de viteză. Acest Ivan care e într-o formă foarte bună în campionatul intern, e un jucător care cere mingea în spatele liniei de fund, are viteză foarte bună și marchează în ultima perioadă. Eu cred că el va fi o soluție și va fi primul jucător care va intra. Ce mi-a plăcut la noi, mi-a plăcut fundașul dreapta, Rațiu, care joacă bine, foarte bine și defensiv, ajunge de foarte multe ori și pe fază ofensivă și chiar a jucat foarte bine prima repriză. Ceilalți, cei de la mijlocul terenului, destul de lenți, previzibili, au momente și momente când și Stanciu și Cicludeu și Marin vin la primit și de acolo încearcă să schimbe direcția de joc prin pase lungi în diagonale. De două ori sau trei chiar au și reușit, dar e prea puțin pentru ce ar trebui să creze ei ca fiind jucătorii creativi de la mijlocul terenului. Deși viața ne-a făcut diferiți, pe teren suntem toți la fel. De aceea iubesc fotbalul, pentru că ne aducem împreună. Am revenit în direct. Într-adevăr, sunt câțiva jucători care au părut așa că nu se regăsesc. Nici Stanciu nu mi s-a părut într-o formă foarte bună. N-a fost atât de prezent în joc pe cât ar fi trebuit să fie un jucător un jucător de la care avem așteptări mari în zona asta de creație. L-am văzut cu un șut, cred că în primele minute, care s-a dus undeva direct în peluză. Bine că a fost peluza goală, ca să nu rănească pe nimeni, și cam atât. L-am mai văzut doar așa, nu știu, sporadic. E foarte puțin pentru un mijlocaș central care ar trebui să-ți facă diferența. Mai activ decât el a fost, așa cum a spus Rațiu, aici, în banda dreaptă, un fundaș dreapta. Care dacă ar fi, iarăși o să vă întreb, dacă aveți aceeași părere, dacă ar fi să comparăm, nu știu, mi s-a părut că noi suntem un avion cu o singură aripă, pentru că în stânga noi nu prea am atacat cu Toșca. A fost mai mult Rațiu aici care a împins, Toșca și Tănase, nu știu, nu prea s-au văzut. Nu și-au adus aminte că au fost și colegi pe la FCSB. Ai perfectă dreptate. Eu chiar de la începutul emisiunii ți-am spus că eu aș fi preferat o bandă între Nicușor Bancu și Andrei Ivan, care au și viteză amândoi, sunt jucători de atac și probabil că am fi creat mult mai mult și în partea stângă. Dar în general echipa joacă cu un ritm destul de scăzut. Dă transmiterea mingii greoaie, cu multe preluări, și toți jucătorii vin la primit. Nu este niciun jucător, nici măcar Alibe, care e vârf de atac și să zici că are oarecum puțină viteză, mai mare decât Iani și decât Tănase, nu cere mingea în profunzime. Vine și el la primit, toți vin la primit, sunt marcați. E foarte greu. Am zis, dacă vom înscrie, vom înscrie dintr-o greșeală, poate o fază fixă, dar dacă nu schimbăm ritmul de joc, să iuțim pasele la mijlocul terenului, să jucăm mai vertical spre poartă, Nicușor Stanciu să arate mai mult, Cicâldeu, Marin, jucătorii din zona centrală, va fi foarte greu. Ne-a lăsat un comentariu foarte interesant Emil Pătru pe Facebook. A spus că asta este mentalitatea noastră, nu știm să câștigăm, nu știm să jucăm la victorie atunci când avem meciuri decisive.
Pare că așa este, n-am reușit nici în barajul cu Islanda, tot cu Islanda, pentru Euro 2021, n-am reușit să ne motivăm suficient de tare încât să reușim să ne calificăm sau să avem o evoluție mai bună. Pare și acum că scârțim, așa, când avem un meci încă pe care trebuie să-l câștigăm, când depindem doar de noi. De ce oare avem această problemă? Nu știu, înainte, când erau poate jucătorii mult mai valoroși, nu ajungeam să ne întrebăm, să fie doar valoarea explicația pentru problemele astea din meciuri decisive, sau, nu știu, de-a lungul timpului au mai scăzut și încrederea în sine, adică o fi valoare, dar n-au oamenii încredere, se pierd în momentele astea decisive, că pare că ceva se întâmplă. Păi nu, totul pleacă de la valoare. Dacă stați și analizați de-a lungul istoriei fotbalului și vedeți meciurile decisive care au fost, îmi amintesc de meciul care am jucat cu Danemarca în 89 în Ghencea, unde aveam neapărat nevoie de victorie. Am fost conduși cu 1-0 și am câștigat cu 3-1 și ne-am calificat la campionatul mondial din Italia. Jucătorii din ziua de azi sunt jucători care nu prea joacă la echipele de cup. Sau chiar cei care joacă la echipe care sunt în subsolul clasamentului sau care sunt în Serie B și e prea puțin pentru echipa națională. Și atunci, pe undeva, neavând o valoare foarte ridicată, venind și meciurile cu miză foarte mare, cum este acesta, atunci nici valoarea care o ai, parcă nu poți să ți-o arăți. Și, cum spuneam, mentalitatea, în primul rând, și lipsa de valoare face că în anumite meciuri decisive să nu reușim să câștigăm. Dar eu că sper că în seara asta să reușim ca repriza a doua să facem mult mai bună decât prima, să facem pressing avansat, să reușim să ne creăm ocazii cu jucătorii din linia a doua care vin, chiar jucătorii din bandă, atât Ianis cât și Florin Tănase, să creeze acolo superiorități în benzii laterale și să creeze ocazii, și Ali Bek să reușească să ajungă mai des la finalizare. Asta sper din toată inima, dar dacă jucăm cum am jucat prima repriză, va fi foarte greu să înțeleg. Face R2 vreo schimbare acum la pauză sau va începe fix în aceeași formulă și va face eventual pe parcurs? Mă uit acum pe banca de rezerve, o să îi spunem doar pe cei din zona ofensivă, pentru că e clar că nu cred că vor fi schimbări la nivelul fundașilor, poate cine știe să intre doar bancul. Avem Pușcaș, Man, Moruțan și Ivan. Cam ei ar fi oamenii 100% ofensivi și Maxim. Nu știu dacă l-am zis pe Maxim. În afară de Ivan, că am vorbit de la început că poate ar fi meritat să fie chiar titular, pe cine ați mai vedea capabil să intre și să schimbe soarta meciului? Păi cam toți jucătorii care ți-ai numerat au calități. Acum eu înclin spre Ivan pentru că e într-o formă extraordinară acum și e un jucător de forță, de viteză. Mai e și Pușcaș, care nu îmi scrie goluri, dar e un jucător puternic, un jucător de careu, care aleargă, se bate foarte mult. Iar la ceilalți am oarecum rețineri, pentru că ei nu joacă la echipa de club. Nici Manu joacă în Serie B la Parma și nici Moruțan intră când și când la Galatasaray, care Galatasaray e undeva pe la mijlocul clasamentului. Dar Ivan și Pușcaș ar fi soluție. Bun, mulțumesc mult, domnule Rotariu. Nu vă mai întreb de pronostic, o să sperăm așa împreună că vom reuși să marcăm măcar un gol noi și să câștigăm la limită. Mergem să vedem repriza a doua și apoi ne revedem aici la GSP Live la final ca să tragem împreună concluzii și să vedem primele reacții după România-Islanda.